o aventură spațială cum n-am mai întâlnit niciodată. A, da, și filmul ăsta. Și filmul ăsta. Dune, partea întâi. E prima parte. Pentru mulți oameni ăsta trebuia sau trebuie să fie filmul anului. Cam alea au fost așteptările sau entuziasmul. Cu filmul ăsta au închis anul, au tras linie, și speră să spună că este cel mai bun film ever. Eu nu am simțit asta. Mai sunt filme pe care vreau să le văd până se termină anul și am văzut deja câteva filme bune încât să mă gândesc că pot să trag linie deja. Din trailere sau tot ce, tot ce înseamnă marketing, Dune nu părea să mă lovească cu ceva nou sau neașteptat. Dar am fost acolo, am zis hai să văd și eu care-i treaba, m-am băgat în seamă. În Dune avem mai multe planet, case. Eu am înțeles că sunt planete. Deci, și că fiecare planetă are casa lui. Asta am înțeles eu. De la o planetă care are oameni răi conduși de un baron, mai este altă planetă care are o casă care... O sa așa. Băieți, GG. Army stuff, știi, tot îți corect, justiție. Și după mai este o planetă cu foarte mult nisip care are spice. Un fel de petrol. Noi le lichid evident, e ca un fel de condimente și spune spice, e un praf și el e foarte important. ce e spice-ul E un praf special pe care îl poți strânge din deșertul asta cu anumite. Pff, nici nu știu cum să le numesc, nu no sunt devices, uri este niște chestii industriale, e ca și cum ai, ai lua petrol, de-aia am folosit uh, referința aia, sau nu știu termenul ăla. Și e foarte important pentru anumite planete sau anumită casă de exemplu casa aia care v-am spus că băieții de DJ au nevoie de spaisul ăsta pentru combustibil. Mai sunt alte chestii la mijloc cum ar fi că pe planeta asta deșert așa îs niște viermi uriași de 400 de metri parcă am înțeles la un moment dat care merg prin nisip. Și trebuie să ai grijă cu ei că dacă faci o vibrație prea tare îi trezești. Este o specie frinen, frimen, au un nume din asta, uh, care trăiesc acolo în deșert care s-au obișnuit cu viermele, s-au obișnuit cu condițiile, condițiile, căldura insuportabilă, au niște costume speciale care le dau apă prin transpirație, o reciclează, tot felul de chestii. Bun, pe lângă treaba asta, hei, trebuie să ajungem pe planeta aia ca să minăm, să luăm spice pentru combustibil, pentru rachete, toate astea, avem și povestea lui Paul, Paul, îl știți pe Paul, sau Paul, a tradis, un tânăr care este special. Nu știm încă de ce, are viziuni cu ce se poate întâmpla în viitor, el deja știe, Mama lui e foarte specială și dă o putere mama lui de la naștere, evident, de voice, are vocea, poate să, Dacă perfecționează treaba asta, poate să dea ordine oricui și ăla o să facă ce spune el. Tatălui lui șef acolo la băieți DJ, o să-și atingă paul la POGEU, o să devină acest salvator. Nu știm. Filmul e incomplet. Sunt foarte mulți actori în filmul ăsta, dar mulți sunt pentru poster sau pentru trailer. De exemplu, nu am ce să spun despre Dave Bautista, care în două ore jumate, cred că are o, o singură scenă în care vorbește și și atunci urlă către Baron. A, a fost bun, mi-a plăcut mult. Personajul meu preferat din tot filmul ăsta este Zendaya. Cel mai mult mi-a plăcut scena ei când m-a rupt, m-a rupt cu expresia, nu a livrat nicio linie de dialog până la finalul filmului, dar cu siguranță a fost cea mai potrivită persoană pentru, nu știu, videoclipuri muzicale din filmul ăsta. De exemplu, am vrut să văd foarte mult pe Javier Bardem. Era unul din actorii, pentru că sunt foarte mult, unde eram curios. Am primit Javier Bardem, două scene, una în care scuipă și una în care stă jos, și așteaptă să se bată doi. Deci în scena aia când stă jos, zici că nu vrea să fie acolo. Zici, e așa, cred că e cald, cred că s-a săturat, cred că au filmat aia de o grămadă de ori. Uitați-vă la fața lui. După aceea sunt câțiva actori care apar în egală măsură și fac o treabă bună. Jason Momoa care joacă pe Duncan este acest bro, pentru că Jason Momoa poate să fie acest... Hey, Julia, brother. E un pilot și un soldat foarte bun. Cam atât. George Brolin, pentru care e încă unul de care eu eram entuziasmat pentru că Thanos, I am smiling, everything is balanced, ca Garni e, e, e bine. Are câteva scene super bune, el e un fel de antrenor, conducător din asta, știi, mâna dreaptă a lui Oscar Isaac dar nu am, mi se pare că am primit câteva scene cu el că să-mi fac o idee cine e și după aia a plecat din film. Oscar Isaac, că tot am zis de el, el e tata lui Paul la specialul și e ceva super șmecher, conducător. El apare cel mai mult fa față de cei menționați mai înainte și face o treabă bună, mie îmi place Oscar Isaac, dar nu a avut, nu știu, parcă nu a avut ceva special cu care să lucreze. O replică, un moment. Cele mai tensionate sau interesante momente cu Oscar Isaac sunt unul când stă așa și unul când cade pe jos. Wow. Stă în Scarsgard. Nici el nu apare mult. Pentru el eram foarte curios. Omul ăsta... Nu știu... Deci nu știi ce o să facă, știi și când am văzut trailerul și am văzut cum arată, machiaj, efecte speciale eram ok nebunul iar o să o ducă în câteva direcții. E singurul actor și personaj, el îl joacă pe un baron, pe un lider al băieților răi și e singurul personaj și actor care duce filmul ăsta în altă direcție. E ceva diferit de fiecare dată când îl vezi și nu știi de la... Nu știi ce o să facă. E așa un baron, e un rău făcător așa gras, mare, știi? Și mai și plutește. Fiecare dată când, când a apărut el, eram mega atent, eram tundina, eram... Vreau să văd ce face nebunul. Și starul. superstarul, Omul care apare de la început până la sfârșit. Timothy Charlamagne Charlotte May, care îl joacă pe Paul al, al tradis, al Trades um, acest Chosen One din anime. Mă așteptam să fie plictisitor, sincer, um, sau cea mai slabă parte din film. Dar, pentru că el apare cel mai mult, de la început până la final, pe tot parcursul filmului așa, de la el primești cel mai mult, că îl urmărești, cel mai mult. Și băiatul face o treabă bună. E mai bine decât mă așteptam. Are o responsabilitate foarte mare, e multă presiune pe el. Se vede asta. El încă încearcă să se găsească pe el, în același timp să vadă ce e atât de special la el. Chestii pe care le-ai mai întâlnit, dar... A, ah. e un bonus că vezi un personaj cum evoluează pe tot parcursul filmului, în timp ce celelalte personaje intră și pleacă și stai mă un pic era ceva interesant la tine, de ce ai plecat, ai treabă, vine ăsta la altul, salut alt actor foarte scump de la Hollywood, ce mai vă, oh, ce... bro, te-ai urcat în mă, mamă, ce tare, ce ai o viziune cu actrița asta foarte scump, ia să vedem, wow, ok, n-am aflat nimic, acum actorul ăsta foarte scump, ia să vedem, așa, stă pe scaun, așa, bun, și după aia ne întoarcem înapoi la Paul, care cu mama lui încearcă să afle cine e. La sfârșitul zilei Dune ca un film science fiction nu a venit cu aproape nimic nou sau original pentru mine. Dacă vorbim doar de partea tehnică, înseamnă vizual audio, costume, filmul în sine este foarte bun, arată foarte bine, nu, nu o să mă plâng de asta, în special audio. Și când spun audio nu mă refer doar la muzica extraordinară făcută de maestrul Hans Zimmer, că era de așteptat, omul e o legendă, ci la efecte audio. Ba când se ridică baronul de, la, de pe scaun, are o chestie în spate și numai se aude dum 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 Simți așa că e ceva strong, știi? Băi, ba când se întâmplă ceva, acțiune și vezi, ba nave, ba explozi, totul e cumva mixat să fie acolo. Sunetul, pentru mine, în filmul ăsta, e peste vizual. E incredibil. Pe partea de vizual totuși pot spune că arată bine. E un film scump, la ce te așteptai și la costume, dar în același timp nu am văzut ceva surprinzător sau original. Regizorul acestui film a mai făcut înainte Arrival sau Blade Runner la nou. Îmi plac amândouă. Arrival are esteticul ăsta de gri și întuneric și Regizorul lucrează cu chestii mici în afară de naveta mare de afară care e avios. În timp ce Blade Runner este plin de culoare și lucrează aproape în fiecare scenă cu chestii mari în decor. Ce a făcut cu filmul ăsta? A luat esteticul cu o singură culoare, dacă se poate mai mai flat din Arrival um, pe cadru, să zic, și a pus chestii mari, epice ca în Blade Runner. Cumva a făcut un mash, un mix. Și nu a funcționat pentru mine. Avem un deșert? Toată imaginea e portocalie. Avem o bază militară? Toată imaginea e griciment? Totul. Nave, clădiri, costume, totul. E foarte greu să distingi ceva sau să vezi ce se întâmplă. Și pe cine trebuie să urmărești. Trebuie să-ți fugă ochii după un actor cunoscut, că știi că ăla e important și după aia așa te bazezi tu, ok, trebuie să-l urmăresc pe ăsta, că e cunoscut și n-are cum să moară, nu? Nu mă deranjează că are de multe ori o singură culoare, adică am văzut Mad Max Fury Road, care e galben, mai tot filmul, dar acolo erau personaje colorate, înțelegi? La tot pasul. Și știam ce trebuie să urmăresc fără să fie un actor neapărat cunoscut, adică Mortal Joe, nici nu, știu, nici nu mai țin minte cine e actorul ăla. Uh, dar pentru că erau așa ba luptători, ba furiosa cu vopsea pe față, eram, păi, nu știu ce se tâplă, dar sunt entuziasmată, îs să entuziasmat, aici cu voi, aici nu văd și nu simt nimic. Și este un science fiction, adică sunt nave spațiale, costume de protecție, mai multe zone de explorat, un vierme gigantic. Poți să explorezi și să faci atâtea chestii cu treaba asta. Vreau să-ți arăt câteva cadre din filmul ăsta, câteva poze și să-mi spui dacă ție ți se par astea atât de speciale. Adică uită-te la cadrul ăsta în locația asta, cum, cum arată, uită-te la cadrul ăsta cu cerul, uită-te la cadrul ăsta cu nava asta spațială în întuneric, uită-te la cadrul ăsta cu nava spațială care intră într-un deșert, uită-te la cadrul ăsta cu nava spațială. nu e așa că sunt totuși niște poze frumoase, nu? Zici că sunt fucking wallpapers de le-am luat de pe net. Astea nu sunt din Dune. Astea sunt din Foundation. În seara la care nu se uită atât de mulți oameni, dar ar trebui. În momentul ăsta mă uit la Foundation, nu în momentul ăsta că filmez asta, evident, făcut de Apple. Serialul ăla arată superb. Nave spațiale făcute creativ, parcă fiecare cadru este gândit și pregătit să fie un wallpaper. Și când am dat drumul la ăsta, la Dune, n-am văzut nimic special. Dar am văzut foarte multe asemănări estetice sau în poveste, dacă vrei. De exemplu, în Foundation există un nene care vede viitorul prin matematică. Aici avem un copil care special și vede și el viitorul. Mai este costumul de protecție. Și în Foundation există o brățară și costumul de protecție din Foundation arată mult mai bine decât ce am văzut aici. Am văzut Dune și mai pe seară m-am pus relaxat în pasă. văd ultimul episod, episodul 6 când filmez asta din Foundation și pot să spun că a fost o gură de aer proaspăt, îl recomand mai ales pentru iubitorii de science fiction. Nu mă ajută că sunt o grămadă de actori cunoscuți și mi s-a promis o călătorie epică care nu este completă. Povestea și actorii, personajele, nu au carne, mai deloc. În afară de Paul și Lady Jessica, care e mama lui, nu cred că o să fie investit în cineva. E dacă a ieșit cineva de la filmul ăsta și a zis, Frate, ce mi-a plăcut personajul lui Zendaya, nu știu, m-a inspirat așa, m în două ore 35, parcă e personajul meu prefera preferat. Cât e ceasul? 11.30. Hai să facem un tatuaj cu ea. Filmul spune la început că e partea întâi și că este o introducere într-un univers mult mai mare și că o să mai există o parte evident dacă asta e partea întâi. Dar nici ca introducere nu pot spune că a făcut o treabă foarte bună. Am rămas doar cu faptul că există Spice, uh, Viermi de nisip și Paul, care e un băiat special, după 2 ore 35 de minute. Deși filmul ăsta trebuia să mă plimbe prin deșert și să-mi arate chestii interesante, mi se pare că m-a păcălit și acum mă afund în nisipuri mișcătoare. Deci, din partea mea Dun primește scut complet cu minus. E un 7. Ai văzut Dune? Ce crezi tu despre el? Lasă-mi un eseu în comentarii. Dacă nu, o vizionare plăcută, verifica și Foundation. Știu că nu e atât de popular, nu o să fie, că nu e atât de accesibil, dar încerc să vă spun de el și că merită. Cam atât. Vizionare plăcută, subscribe dacă vrei să devii locuitor pentru că nu vrei să ratezi clipul următor.